Un camion încărcat cu 17 tone de deșeuri de plastic din Grecia a fost oprit la Vama Giurgiu pentru că șoferul, un cetățean bulgar, nu avea documente de transfer. Polițiștii de frontieră nu au permis intrarea camionului pe teritoriul țării noastre. Majoritatea oamenilor care se infectează cu varianta Delta de coronavirus și sunt complet vaccinați fac o formă ușoară a bolii sau nu prezintă niciun simptom, a informat Organizația Mondială a Sănătății. Dacia și Ford au produs peste 236.000 de mașini în primele șase luni ale anului. Dacia peste 145.000 de unități, iar Ford peste 91.000. UEFA a stabilit echipa ideală a campionatului european recent încheiat. Printre cei 11 jucători sunt 5 fotbaliști de la campioana europeană Italia. Aceștia sunt Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho și Chiesa. O specie agresivă de pește, somnul african, a fost găsit în delta Dunării, iar specialiștii avertizează că acesta ar putea afecta celelalte specii de pește din această zonă. Știi